Înainte de începerea anului școlar, inspectorii DSVSA Sibiu a efectuat controle pentru verificarea respectării normelor de igienă și funcționarea unităților și a spațiilor în care sunt prelucrate, manipulate, depozitate și comercializate alimentele. Pentru neregulile găsite au fost aplicate 15 amenzi în valoare de 19.000 de lei. Inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, înainte de începerea anului școlar, au demarat acțiuni de control tematic privind respectarea normelor de igienă și funcționarea unităților și spațiilor în care sunt prelucrate, manipulate, depozitate și comercializate produse alimentare destinate consumului. De asemenea, s-a verificat și modul de implementare a legislației privind circulația. În total, inspectorii au verificat 220 de unități din întregul județ și au găsit nereguli. Aș atenționa în primul rând de faptul că se continuă de către unii producători încercarea de a comercializa produse de origine animală sau non-animală în spații neamenajate și fără documente de proveniență și de calitate. De asemenea, unii crescători de animale încearcă să valorifice sau să transporte animale cu mijloace de transport necorespunzătoare și fără documente sanitar-veterinare specifice, iar în unității autorizate se constată în unele situații deficiențe privind depozitarea produselor alimentare finite și a materiilor prime prin faptul că sunt spații supraaglomerate cu produse nedepozitate pe baza datei recepției sau a calității. Se constată de asemenea lipsa monitorizării temperaturii în spațiile de depozitare și de expunere în special, iar în unele situații produsele alimentare nu sunt etichetate conform legislației. Pentru abaterile constatate, inspectorii au aplicat 15 amenzi în valoare de aproape 19.000 de lei, iar 4 agenții economici au primit avertizmente.